Bună ziua, bine v-am găsit, continuăm, suntem tot pe data de 8. Iată că dacă fac filme mai multe în aceeași dată, se pot pune și în aceeași zi, fără nicio problemă. Astăzi eu continui cu lucrările mele prin stupina și să vedem de ce sau de ce nu se sparge cuibul. Deci, această spargere a cuibului este doar o metodă de lucru cu care apicultorii se obișnuiesc și îl vor folosi de-a lungul anilor. Dar din privința mea nu este benefic. De ce nu este benefic? Fiindcă extinderea pe laterale este mult mai benefică decât spargerea cuibului. Și să vă arăt cum și de ce acest lucru. Am venit și eu la această colonie, aproximativ la o săptămână, la 10 zile îi vizitez, i-am împărțit în așa fel încât să-i cuprind pe toți. Vin la această colonie la care voi face o extindere pe laterale, când aș putea la fel de bine să sparg și cuibul. Deci, să vedem despre ce este vorba. Da? Iată, a eclozat albina într-o săptămână. Mă duc acum pe laterale. Da? Oricum și cei care sparg cuibul practică și această extindere pe laterale, fiindcă nu au de ales. Nu poți să spargi cuibul cu trei rame niciodată. Și atunci ce faci? Spargi cuibul și duci pe laterale. Asta e tot. Asta e toată treaba. Dar eu pe laterale mă tot extind de natural. Reginele au și ele această împrumutată din de-a lungul a miilor de ani un anumit stadiu de dezvoltare. Ca și o familie de oameni sau de orice animal, prima dată face copii și așa mai departe. Casă, copii, are o anumită logică. Acum, ca să faci copii mai mulți, mai introduci o casă în mijlocul casei. Cam așa văd eu spargerea asta a cuibului. Bine, nu are relevanță această comparație. Este așa doar de amuzament. Dar se practică. Deci acum eu am aici 6 rame, aș putea sparge cuibul pe mijloc cu o ramă goală. Și asta basta. Și probabil aș putea pune încă 2 rame lateral. Dar ar fi un șoc mult prea mare pentru colonia de albine respectivă. Mai ales că reginele au început să ponteze de la mijloc. Când eclozează la mijloc, regina vine și parcurge tot cuibul în 24 de ore și își verifică zonele unde mai are de depus ouă. Așa reușește ea să depună ouă imediat unde a eclozat albine. Să îndepărtez un pic aceste rame. Albina le-a curățat. Dacă aș pune această ramă în mijlocul cuibului, la spart, imediat ar fi pontată. Ar oua o matcă. Dar la fel de bine o să o ponteze și dacă o pun în lateral. Pentru a gestiona eu bine cuiburile, nu voi sparge niciodată cuiburile, fiindcă nu este nu este metoda mea de lucru acest lucru de a sparge cuib. Nu mi se potrivește. Așa. Dar se poate practica, nu este nicio problemă. Așa. Iată ce mult s-a umflat această colonie de la ultima vizită. S-a umflat destul de mult. Și încet, încet nu mai e convenabil să-i ții strâns. Trebuie
să le dai spațiu. Poți să și spargi, cum am zis, dar eu prefer lateralele. Bine, acum o să iau prima ramă de lângă cuib să văd ce s-a întâmplat cu ea. Să văd dacă a umplut, a venit matca aici, fiindcă ea parcurge tot cuibul. Și da, văd larve, deci matca a venit până în lateral. Bine, acum voi face o extindere pe laterală, să mai ridic o ramă. Deci nu este greșit niciuna dintre operațiuni, nici extinderea pe laterală, nici spartul cuibului, dar depinde de modul de lucru. Aici am o matcă neagră, neagră tuci, nu se vede și umbră. Bun, este o matcă care o să continue linia ei, adică prin înmulțire. O să-și păstreze, o să aibă și ea, să zic așa, urmași. Așa, acum mă duc direct în capăt. Eu așa lucrez când nu filmez. Mă duc direct în capăt, ridic una, două rame și trec direct la capătul celălalt. Indirect aici, mă interesează rama aceasta. În momentul în care matca depune pe ultima ramă puiet, e clar că ai nevoie de extindere. Mult nectar, multă miere și polen. Deci cum voi proceda acum? Fiindcă matca are un anumit comportament, eu voi decide în funcție de cum lucrează ea. Și atunci, vin cu a doua ramă goală, aceea care v-am arătat-o la începutul filmării. Matca va putea să vină și aici să depună ouă. Așa. Unesc ramele. Acea ramă puteam să o dau chiar în mijloc, dar nu e stilul meu de lucru. Puteți să vă adoptați un stil de lucru care vi se potrivește și vă simțiți mai bine. Oricum trebuie să mai adaugi rame în lateral și doar să spar cuibul, mi se pare așa un lucru în plus, o muncă adăugată în plus. Uite să văd dacă are celule goale pe această ramă, nu prea sunt. Albina are nevoie de celule goale și pentru a se juca un pic cu nectarul, transportă, îl mută dintr-o celulă într-alta, îl ventilează. Are mult de lucru. Bine, deci aici voi aduce o ramă goală. Voi veni cu două, trei, că îmi trebuie spațiu. Am adus ramele goale. Așa. Să le punem. Acum aș putea foarte bine să pun o foaie aici, dar fiindcă am multe rame, multe, mă voi folosi de ele, fiindcă
Dacă nu construiește albina, mai rămâne din mieră. Așa. Iată ce rame superbă. Eu le-am pus asta toamna acolo, frumos. S-au păstrat foarte, foarte bine. Apropo, mai este o boală la ramele goale, care se întinde în cuibul de albină. Se numește agalioză. Pentru cei care n-ați auzit de el, este vorba de boala care provine de la molii. Dacă năpădește o colonie molia, se va numi acea boală agalioză. Este mai multe de zis și despre această flutură de molie, despre molia propriu zisă. Sunt multe lucruri de zis și acolo. Eu am procedat în felul următor. Mereu când există un dăunător, încerc să aflu cât mai multe despre el. Să citești cât mai mult, care este biologia lui, cum se poate combate, cum se poate preveni și așa mai departe. Dar în acest film a fost vorba de spargerea cuibului și extinderea lui, da? Este doar un mod de lucru pe care poate apicultorul să-l folosească așa cum dorește el. Mie nu mi s-a potrivit, fiind aici în centrul țării, am temperature nocturne mai reci. Și dacă se întâmplă ca albina să, zic eu, împarți cuibul în două și vine un minus 2 grade, fiindcă chiar de avem noi temperaturile astea acum de primăvară, s-ar putea să vină un șoc din ăla, chiar până și în luna lui mai mi s-a întâmplat, undeva pe data de 5 mai mi s-a întâmplat, că a înghețat apa, deci a fost minus 2 grade, minus 4. Și dacă tu te duci înainte cu spargerea cuibului și te tot duci, s-ar putea să te taxeze această lucrare. Cu toate că nu are putere așa mare de a afecta, dar ajunge o scânteie, să-i zic așa, ca să te trezești cu puietvăros. Este... Majoritatea oamenilor nu înțeleg că puietul văros este o boală de factori. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că lucrurile care le faci în stup provoacă această boală. Fiindcă acest spor de la văros există în fiecare colonie. Acum că puietul e sănătos este datorită că albina reușește să mențină nivelul acelor spori la un nivel în care nu poate să afecteze puietul în niciun fel. Așa că cine consideră că o spargere a cuibului nu ar putea avea consecințe negative, se poate un pic păcăli. Nu știi când te trezești cu o problemă. Dar nu este neapărat rău. Se poate folosi fără probleme, dar cu responsabilitate. Bine, aici o să pun acid formic. Trebuie să menționez acum că să puneți acid formic la câteva colonii înainte să treceți pe întreaga stupină. Niciodată nu faceți tratamente pe întreaga stupină dintr-un foc,
prima dată cercetați acel tratament, verificați-l și după ce vedeți că colonia respectivă este în regulă, puteți aplica. Eu nici din a doua nu m-aș duce pe întreaga stupină, aș merge doar pe mai multe colonii și abia din a treia încercare aș continua mai departe. Așa aș face eu dacă aș afla de un tratament nou. Așa că dacă vedeți la un apicultor un anumit tratament, o să aveți un pic, să fiți un pic precauți în a le utiliza. Fiindcă nu știți niciodată istoricul acelui tratament și cum s-a ajuns la el. Și am să vă explic despre ce e vorba. Deci, ați tratat o colonie, ați văzut la mine tratamentul, da? Dumneavoastră, de exemplu, n-ați făcut tratament și dacă ați dat formic și ați avea o infestare masivă de varroa, acea colonie ar intra în colaps, fiindcă formicul ucide și albinele, și albinele vătămate de varroa. Deci când pică 2-3 varroa nu este nicio problemă, dar când o să vă pice 100-200, acolo vă pică și 300 de albine. Aceasta este problema formicului. Înainte de a utiliza formic, faceți orice alt tratament ca să vă verificați nivelul de infestare. Acesta este o recomandare, deci încercați să-l utilizați precaut. Cam atâta, iată a fost un film despre spargerea cuibului și extindere. Fiecare apicultor sau începător poate să se adapteze în funcție de cum consideră că este benefic lui și cum lucrează el în stupul respectiv. Cam atâta, până la următorul film, numai bine!